Salutare și bun venit la un nou episod pe acest canal. În acest Salutare și bun venit la un nou episod pe acest canal. În acest video să învățăm tutorial cum să punem muzica noastră personalizată pe Sims 4 la radio și să se audă muzica respectivă în orice împrejurare și cam oriunde. Tot ceea ce trebuie să facem este să avem Sims-ul cumpărat, da? Pe Steam sau Origin, eu am ediția de Steam aici. Tot ceea ce trebuie să facem este să deschidem ăsta. Bun. Și tot ce avem nevoie avem în felul următor. Ne ducem la documente. Da. EA Electronic Arts aici, că mai multe jocuri, așa. Sims 4. Și aici am mods. Custom Music. Bun. Și aici ne alegem un sens pe care vrem să-l distrugem, să-l înlocuim. Eu, de exemplu, o să iau popu. Perfect. Și atunci mai facem încă un fereastră, explore. Deschidem încă un explore. Și ne ducem la documente. Muzică, mă scuzați. Eu am albumul acesta, Auto House Manele. Însă toate cele 60... de piese, toate cele 60, că s-a făcut Auto House Manele 1 până la 6, dar le am așa toate cu poze, fiecare cu poză. N-am mai vrut să le separ, că n-am avut chef. Bun. Luăm tot ăsta până jos. Bun. Și îl punem aici, îl mutăm. Da. Bun, și o să-i facem și o copie. O să-l punem, uite, așa. Perfect. Bun. Bun, perfect. După ce terminăm, intrăm în The Sims 4. Again. Intrăm în Sims 4. Ne ducem, așteptăm. Se deschide jocul, am zis. Da. Da. Ce mă simți, patru? Bun. Very good, very good. Ma să se deschidă jocul. Bun. Bun. Durează puțin mai mult, deoarece am moduri și toate alea, da? Și ar fi că sunt foarte mare, nu sper să se audă microfonul. Mai durează mult, 100 de ani, 2 hours later, 1,000,000 hours. Pirates compatible with 3 states, 5 numbers, 8 pounds.
Bun, scuza slavu, este un pic de lag. Vrem mai ce pe noastră pe găuț. T-bone, T-bone, you She rub across, she's poppin'. Cause they ain't drama, sleepin' young, genuine. Așa mi-am dorit mereu. Așa mi-am dorit.